dimineața. Este ora 7:06 dimineața, toți încă dorm, căci suntem la mare, iar eu toată noaptea nu am putut să închid măcar un ochi, mă tot gândeam ce prank-uri să le fac tuturor, că răspuns la tot ceea ce mi-au făcut ei pe parcursul ultimei perioade. Și de aceea am zis să o încep chiar dizi de dimineață. Nu suntem chiar așa de matinal, dar intenționat am pornit și apa de la robinet, dar și ventilatorul, ca să nu mă audă ei că eu filmez în baie, căci își vor putea da seama că ceva nu este ok. Haideți să începem și să vă arăt ce m-am gândit să le fac acum dimineața pe plăși. Pentru început, am luat un șoarece cu care îl respiră. Vor crede că este un șoarece, un șobolan adevărat în baie. Chiar și condiția la atingere pare extrem de reală. Să vedem cum este șobolanul. În fel parcă are o blăniță și urechiușele. Așa. M-am pregătit din vânt, mi-am luat și bateriul. Eu am fost la magazin. Așa. Trebuie șurubelniță, așa și m-am gândit. Tocmai de asta mi-am luat și un set de toate șurubelnițele posibile, ca să nu dau cumva în greș. Așa. Hai, domnule. Șorica, vii la mine. Să te încărcăm, să te sigilăm și să te folosim. Am luat bateriile care nu se potrivesc pentru șoarece. Și alte baterii nu am, sunt 2 de ani, dar am nevoie de 3 de ani. Sunt prea mari. Ai, ce gafă! Și magazinul cu siguranță nu este deschis la ora aceasta. Trebuie să caut baterii prin casă. Sper să reușesc să găsesc. Urgent, am nevoie de baterii. Unde pot găsi baterii? Dacă voi știți, vă dați seama unde aș putea găsi niște baterii. De-astea mici, vă rog să înscriți în comentarii să reușesc să le fac și prank-ul lor. Stai. Da, da, la televizor. Dar unde e telecomanda? Mircea și cu Melissa cu siguranță au luat-o în camera lor, pentru că ori de câte ori ei vin la vreun hotel, în primul rând ei pun mâna pe telecomandă să vadă ce privesc copiii pe YouTube. Merg înapoi în cameră. La noi în cameră la fel este un televizor. Să vedem acolo. Telecomanda am găsit. Important, bateriile să fie funcționale. Ce năpastă! Bateriile la fel sunt de cele mari, de care am și eu, de care am cumpărat ieri. Dar eu am nevoie de cele mai mici.
aici este camera unde doarme Mircea și cu Melisa. Ei la fel au un televizor și sper foarte mult să găsesc acolo. Dacă nu, atunci cobor și jos la televizor de jos și în apartament. Dragă Cotel, nu te supăra, dar am nevoie de bateriile tale. Ulterior, după ce termină cu prancurile mele, le restitui, dar dacă se vor descărca, eu mă cunesc. Important să fiu salvat în cel mai nepotrivit moment. Te-a apărut. Este. Așa. Și... șobolanul. Eu am nevoie de 3 baterii. Și am doar 2. Să văd dacă funcționează cu 2. Nimic. Din ce cauză voi nu puneți baterii la jucările pe care le vindeți, la obiectele pe care le spateți în vânzare? De ce nu dați baterii? Stai, am un televizor jos la partier. Să încercăm și acolo. Toți încă dorm. Este ce am nevoie eu? Deja am 4 baterii de 3. Gata. Este. Mai muzică e defect. Stai, el se pornește de la telecomandă. Aici am pus-o. Aici am pus-o. Aici. La fie baterii. Mă omoară ăștia cu bateriile lor. De care fi aici? Salvat, sunt salvat. După ai bateriile de care am nevoie, le-am cumpărat de el. Și nu am răbdare să văd dacă funcționează. Este! Așa, lasă-mi plăcutate înapoi, cum au fost, și trezim pe toți și îi spunem cu urgență, meargă la baie să-și facă toaleta pentru că are muzică foarte încărcată. Pare mult mai real decât un șobolan real. Așa, acum va trebui să instalez aici în baie o cameră cu care să filmez ceea ce se întâmplă. Căci dacă Melisa, Mircea sau mami vor vedea că-i filmez, își vor da seama că ceva nu este în lucru. Așa, și să o pun într-un loc mai puțin vizibil. Unde este Maria? Soabie, ei nu se vor uita. Se vor uita la lavoar, la vicel, dar nici într-un caz, uite acolo. Eu
singur m-a speriat din ea. Uite, așa am zis că ai zis aici. Așa, să vin în drum, să se vadă cât mai bine. Cam cum e ventilatorul, nu ce face. Dacă vreau să fiu, ne e deconspirat. Când duce să scăp? Când duce să scăp telefonul? Asta mi-e trebuie. Să-mi strig telefonul. Pentru un drum. Acum să strâng toate urmele. Să nu mai nici o urmă. Deci la urmă. Aici era? Era și ușor o viață. Poate că ți-am fiești mai bine atunci era să fie mult mai interesat. Dar bine că l-am găsit în cutie. Mausul nostru. Bine ai venit, Melissa, Mircea și Mami, în baie. Dar înainte de a pleca, să facem un test. Trebuie să stau aici mai mult timp. Hai să grăbim evenimentele și să le spunem următoarele. Copii, este euro 8. Să mergem la mâncare. Hai, vă spălați pe față și vă aștept la parter. Haideți. Este. Acum, mami, pentru toate prancurile pe care mi le-ai făcut mie în ultimele zile. Ei, trezirea! E ora 8 dimineață, mami! Mami! E ora 8, întârziam la masă. Cât? E 8. Matei, hai să trezim. Gata, i-am trezit. Și eu am plecat jos la parter. Primul care a venit în bai a fost Melissa. Dar, mami, toată mintea mea de prancuri se îndreaptă către tine. Da, pe tine
astăzi va fi toată atenția mea. Fii cu ochii în patru, căci te așteaptă multe prancuri. Asta este, dar floricele. Cum se zbate inima mea. Mă duc chiar acum aici la magazin, poate găsesc ceva. Pregăti, aștepte. Pentru început să mergem la masă. Ok, haideți. Stai să mă schimb. Dar nu în zădar le-am spus să mergem la masă, pentru că la masă le așteaptă un alt prank la fel de puternic. De fapt, sunt două prankuri acolo. Dar voi, în liniște, nu cumva să ne scrieți ceva ca să mă deconspirați. Scrieți-le în comentarii, totul va fi ok și stați relaxați. Da, să-mi scot camera. Gata. Hai, voi veniți odată, mergem la masă, mami, că e târziu deja. Stai puțin, ne îmbrăcăm, să-l îmbrăcăm și pe Matei. Hai, Matei, îmbracă pantaloni. Vine chiar acum. Eu nu ți lasă șobolan, îmi place. S-a prietenit cu șobolanul tău și nu se poate despărți de el. Ce-a poate, tati? A găsit un șobolan și l-a omorât și a pus ceva acolo în el și merge. Mm-hmm. La mine inima se zbate încă de atunci. Mami, dar ai atâtea pisici pe tine? Și te din de șobolan. Da, șobolanul. Of, tati. Din câte citisem și eu anterior, dacă în casă intră un șobolan, nu un șoarece, dar un șobolan, unul mare, guzgan, mai zicem, și el îți poate roade un deget, de la mână sau de la picior, fără ca să simți, pentru că el elimină ceva toxine care amorțesc parțial locul unde te mușcă el. Și uite, ne temem și noi de șobolani. Deși, cred că în viața noastră am văzut doar în câmp și doar undeva prin păduri. Tati, am văzut și un șobolan mort, doar că singurul ți l-a dus acasă, în Gricova. Și l-a întâmplat la militară, o veveriță. A, da, tu ce-a fost real. Și Mircea? Atunci Mircea s-a speriat. Care s-a speriat? El a auzit veverița, el primul a văzut-o, a simțit-o pe toată aceasta, Melissa. Dar haideți la mâncare, că ce mi se foame. Ia să ne scrieți voi în comentarii dacă ați văzut vreodată șobolan sau șoarece și unde era el. E dimineață, nu? Tati, dar de ce mi-ai făcut un mie prank? Melissa, așa ți-a fost ție norocul ca să vii prima în baie. Ok, de data aceasta, ca să nu facem vouă prank-ul, pentru că am pregătit unul foarte, foarte interesant, ca să fie pentru mami. Uite, ea vine. Tu, cu Mircea, stați la altă masă, iar mami va sta doar cu mine. Și atunci, cu siguranță, prank-ul va fi al ei, ca să nu vă pice vouă cumva prank-ul ăsta. Ok. Hai. Mircea, hai la altă masă. Mami! Wow! Super, tati! Și scăunia l-ai pregătit pentru Ionuț. Da, Ionuț poate să stea cu noi. Dar ceilalți au zis că vor să stea la o altă masă. Vor să fie astăzi independenți. Nu știu din ce cauză. Mami, îi aduc eu mâncare? Tati, cum zici, cum vrei. Noi cu Ionuț, sănătos, ne gândim ce mâncăm. Ce vrei, Ionuț? Închisată. De dimineață? Bine, mami, las că știu ce să iau. Ție o ochi lui Matei și lui Ionuț, cred că e la fel. Sau o omletă ceva, da? O ochi, că îmi place. Și cu pâine să moi așa, știi? Bine, da. Mersi, tati. Și ceva suc, te rog. Bine, tocmai asta și am vrut să fie. O ochi. Mircea? Ionuț, totuși noi nu ne-am hotărât ce mâncăm, în afară de o ochi. Ce mai vrei să mănânci? Și înghețată nu. Da? Da, da, înghețată. Dar până la înghețată ceva să arată, ce vrei să mănânci? Înghețată? Lămâie. Înghețată cu lămâie. Uite ce a luat mami. Ce e asta? Ceva de la... Miere? Da, de la miere. Tati, te ajut cu ceva? Doar de ea.
să filmezi ce aici, mai pune mame să mănânc. O, uite, a vrut ea singură. Mâncare pentru tine, dar pentru Matei și Ionuț, nu știu ce să iau. Îți lasă ție această sarcină. Poftim. Ok, tate. Mare ajutor. Oricum trebuie să plec să iau pentru cei mici mâncare. Hai, stai tu cu Ionuț. Ți-aduc ce vrei tu, bine? Dacă ești. Mami a plecat. Deci, putem să-i facem prank. Mănânc un ou ochi. Ea deja l-a văzut. Așa. Îl mănânc și îl înlocuiesc cu altceva. Tati probabil nu s-a odihnit prea bine noaptea asta. Mi-a dus doar mie mâncare. Dar copiilor, hai să vedem ce alegem. Pentru Ionuț, stai. La masă pentru copii. Așa, înghețată. Îi zic că nu-i, dar îi voi lua ceva dulce. Poate nu o să se supere. Da, este un ou prank. Este o jucărie. Dacă îmi reușește, îl punem și lui Mircea prankul ăsta. Este un ou. Uite așa îl pune. Ionuț nu cumva să-i spun ceva în mare. Îi iau și pentru tate o salată. Nu. Nu. Copiii stau acolo, peste o masă. Ionuț, a zis că înghețată va fi un pic mai târziu, peste jumătate de oră, după ce mănânci. Uite așa. Tati, și ție ce-ți place de dimineață? Salată? Eu îl am singur, da? Dacă zici tu. Hai să pun aici camera, mami. Nu mă încurce să mâncăm. Ionuț, acum înghețată nu este. Nu, un pic mai târziu înghețat. Hai, mami, poftă bună. Mi-a promis că aduce, bine? Aduce la mâncăm. Mare. Mâncăm. Da, mâncăm. Ține mâncăm la mare. Mâncăm. Ia-mi la piscină, Ionuț. E supărat. Am înțeles. Nu tare, mă. De ce cu ăsta? Nu tare. Vrei și tu? Nu tare. Să mâncăm cu mâna? Da. Nu te... Nu. Ce-i asta, tati? Ce-i asta de hilelat? Ionuțu, te-a rugat să nu mă deconspir. Așa ceva, tati, și la masă. Cu toată lumea și sute la noi cum eu drag de John Wall, dar măcar ce-i asta? Nici squishy, nici... Ce-i asta? De ce? Ce-i asta? Da. Miroase așa... A cauciuc? Cauciuc, da, din asta de jucărie pentru copii. Da, tati. Dar eu mă uit, tai cu cuțitul. Nu mi reușește. Zic, dă cu mâna, că am mai făcut așa, am mâncat o ochi cu mâna. Da. Mami, verifică toată mâncarea, să nu fie... Ceva acolo? Verific, verific, hai. Mami, parcă tot e ok. Ia să văd. Miroase a castraviete. Mami, aceea. Hai să vedem dacă și ouă ăsta e adevărat sau nu. Adevărat. E adevărat. Aceea. Trebuie să-l mâncăm, da? Pe acela nu-l mâncăm. Nu, aceea nu. Cui facem prank? Abonaților? Nu, mami, tot lui mami. Eu deja știu. Față, așa. Eventual trebuia să pun o furculiță și un cuțit din plastic. Ca să nu distrugă jucăria noastră, căci prankul ăsta va ajunge și în altă parte, foarte curând.